Hey!
La 1 decembrie aniversăm cei 100 de ani de la crearea României Mari. De Dumnezeu ca toți cei prezenți aici, toți cei rămași acasă, toți cei care vor urmări prin intermediul televiziunilor Festivalul de datini și obiceiuri de anul nou, să fiți binecuvântați, să fiți cu încrederea că perspectiva viitoare, perspectiva va fi mai bună, vom fi mai demn, mai iubitor, mai plin de viață și mai răbdători cu cei din jur. Vom ști să creăm prietenii, vom ști să creăm relații care să ne conducă către o bunătate a sufletului, către o bunătate a imaginii noastre de sine în relațiile cu ceilalți. Iată prima formație care a ajuns la scenă, așa cum vedeți și puteți aplauda, Sumărarii de la Trifești. Neam continuă apoi formația de la Bozieni, primisă aici la Roman de către cel care conduce destinele comunității, domnul primar Doinel Dumnezeu, dar astăzi conduși aici de către domnul viceprimar Dănuț Argherocol, mândru de ceea ce oamenii domnului sale poate oferi pentru țară. Formează formația de la Pâncești, puteți să-i urmăriți, sunt mândri și ei, vor aduce de acolo o capră, vor aduce obiceiuri tradiționale de la Pâncești, apoi Dolzești, Incușești și așa mai departe, cele 12 formații participante în festivalul de astăzi. Oameni buni, dacă ne bucurăm, dacă inima ne este caldă, sufletul ne este bun, ce-ar fi să aplaudăm așa cu tragere de inimă toate formațiile participante, pentru că ele vor face astfel încât trecerea peste ani să fie frumoasă, să fie pe sufletul nostru. Este o lună decembrie, luna în care de la început până la sfârșit se fac daruri, a fost Moș Nicolae, a fost Moș Crăciun și iată că pe post de Moș Crăciun sau de aducători de daruri, astăzi primăria municipiului Roman, primăriile din Asociația de Dezvoltare Roman Metropolitan ne oferă acest cadou, Festivalul de datini și obiceiuri Roman Metropolitan. În numele organizatorilor, al artiștilor care vor urca pe scenă, Nelu Hongu vrea să vă ureze o petrecere frumoasă în această splendidă zi de 29 decembrie și, de ce nu, până la final, dacă veți pleca acasă, să vă ureze încă de pe acum la mulți ani. La mulți ani, oameni buni! Sunteți frumoși la suflet, sunteți iubitori de tradiție românească și trebuie să rămânem așa. Văd aici, în fața scenei, foarte mulți copii. Ce bine ar fi dacă mâine și ei ar fi artiștii care se urce pe scenă, dar pentru asta noi trebuie să fim cei care să-i coordonăm. Noi, părinții, bunicii, să le spunem lucrușor, să le spunem jocul caprei, să le spunem jocul ursului, să-i familiarizăm cu recuzita și să fie și ei purtători de tradiție peste tine. Iată aici, în dreapta mea, în stânga domniilor voastre, sunt, așa cum îi vedeți, cu tricolorul pe umăr, dar atenție, aproape de piept, având și tricolorul în suflet și dragostea de tare în suflet, primarii comunităților prezente astăzi aici, ei au condus și vor conduce destinele comunităților din care vin, dar au condus și alaierele de datini și obiceiuri prezente la Roman Metropolitan. Domnii primari ai comunităților, o să-i aplaudăm la momentul la care vor urca pe scenă, pentru că sigur că da, merită toate astea. O să vă rugăm să, domnilor primari, când vă auziți numele, să urcați aici pe scenă și spectatorii romașcani, Doamne, nici nu știți cât de mult sunteți și cât de frumoși sunteți, de aici de pe scenă se vede din stânga, din dreapta, din spațiul verde de aici, mulțime de oameni și sunt convins că cei care au rămas acasă vor avea un regret în suflet
regret care va fi amplificat din faptul că dumneavoastră veți povesti celor rămași că cei rămași acasă au pierdut mult nefiind astăzi aici. Iată, invităm în scenă de la Comuna Ghereiești, domnul primar Pavel Benesoaie. Domnule primar, romașanii vă aplaudă, fiți binevenit aici pe scenă. Bun găsit, domnule primar, de la Bozieni. Participă astăzi domnul viceprimar Dănuț Anghiropol. Domnul viceprimar Dănuț Anghiropol, de la Timișești. Nu participă domnul primar, din păcate. Comuna Pâncești vine aici cu domnul primar Constantin Augustin Holmanu. Domnul primar Holmanu, de la Sănița. Domnul primar Bebe Tonireanu. Laurențiu Bebe Tonireanu. Nu este, n-a ajuns încă, va ajunge. De la Comuna Dolzești, domnul primar Iosif Șoican. Iată câte susținere pentru dumneavoastră, domnule primar. Să înțeleg faptul că atunci în tinerețe ați fost și dumneavoastră membru component a unei asemenea formații. Este firesc, nu? Da. De la Moldoveni, domnul primar Marcel Ioan Vârjovanu. De la Icușești, domnul primar Săbărel Vanea Roșu. Nu este domnul primar. De la Comuna Trifești, domnul primar Dan Marian Lupu. Iată ce coincidență, un lup care vine cu capra. De la Horia, domnul primar Ion Cristian Baciu. Și cu voia dumneavoastră, doamnelor, domnilor, domnișoarelor, primarul municipiului Roman, domnul, numele cu siguranță îl știți, domnul primar al municipiului Roman, Lucian Ovidiu Nico. Domnul Muraru, îmi cer scuze, trebuie să vă ajut, pe post de Moș Crăciun, pe post de ce vreți dumneavoastră, vă ajut să urcați în scenă, domnul Gheorghe, primar, Gheorghe Muraru, sau Murariu, primar al Comunei Văleni. Ia uitați, oameni buni, priviți așa, ce mândri sunt, ce frumoși sunt, ce bucuroși sunt că au reușit și anul acesta, la ediția 8-a, să-și aducă aici formațiile participante și ce mândri sunt că vă au pe dumneavoastră spectatori care veți aplauda prezența domniilor lor pe scenă. Cu voia dumneavoastră am să dau cuvântul domnului primar al municipiului Roman și care va adresa cuvinte de felicitare pentru sfârșitul de an și cu o perspectivă mai bună a anului 2018. Vă rog! Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc în primul rând pentru o prezență atât de numeroasă. Ne bucurăm să fiți alături de noi și de asemenea trebuie să îi felicităm și pe cei care au acest talent și care ne vor încânta în următoarele câteva ore cu cele mai frumoase tradiții și obiceiuri ale neamului românesc. Sunt mândru că Roman Metropolitan începe să devină o forță din această zonă a Moldovei și pe această cale vreau să le mulțumesc și conducătorilor primăriilor care au reprezentanți astăzi aici, atât pentru implicare, dar și pentru faptul că ne oferă cele mai speciale lucruri din comunele domniilor lor. Vreau să vă urez un an bun, cu multă sănătate. Vă așteptăm și în noaptea de Revelion în centrul municipiului Roman, acolo unde vom avea de asemenea câteva momente deosebite la trecerea dintre ani și de asemenea să încheiem acest an cu un superb foc de artificii, așa cum v-am obișnuit în fiecare an. În cele ce urmează, voi dori să înmânesc câte o diplomă de recunoștință celor care astăzi și-au adus alături de noi acești minunați dansatori și care ne vor încânta cu aceste tradiții ale noastre, ale românilor. Așadar, se acordă o diplomă de merit domnului primar al Comunei Ghereiești, domnul Pavel Benesoaie, și locuitorilor Comunei Ghereiești.
Bună ziua, vă salut pe toți, stimați romașcani, stimați locuitori ai zonei Roman Metropolitan. Sunt deosebit de onorat să vă adresez salutul locuitorilor comunei Chereiești și să vă urez în numele lor multă sănătate, sărbători fericite și un an bun să vă dea Dumnezeu tuturor. Noi ne vom prezenta aici cu ansamblul Lunca Moldovei, Chereiești, care anul ăsta împlinit 6 ani de la înființare și care sub bagheta instructorului Pleșca Vasile Cristinel vă va prezenta câteva obiceiuri frumoase ocazia sărbătorilor de iarnă. Mulțumesc încă o dată și dumneavoastră pentru că ați participat. Mulțumesc domnului primar și colectivului primăriei Roman pentru implicarea în organizarea acestui minunat festival. Sărbători fericite tuturor! Vă mulțumim, domnule primar! În cele ce urmează se acordă locuitorilor comunei Văleni și domnului primar Gheorghe Murariu diplomă de merit. Bună ziua! Vreau să mulțumesc domnului primar pentru organizarea și festivitatea care a făcut-o cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Din partea comunei Văleni și a locuitorilor, o să venim aici cu formație de gălușari, capre și curători. Să arătăm că tradiția la Văleni se continuă și va merge în continuare. Mulțumesc pentru prezența în număr foarte mare, multă sănătate, de asta avem nevoie, mai ales să vedeți și eu. Și vă doresc un an bun, fericire și numai bucurii să avem. La mulți ani! Când vă vor aplauda spectatorii romașcani, implicit vă vor ura și sănătate. Se acordă locuitorilor comunei Bozieni și domnului viceprimar Dănuț Arghiropol diploma de merit. Și noi am răspuns cu mare drag invitației făcute de către domnul primar. Am venit să vă prezentăm datini și obiceiuri din comuna noastră Bozieni. Suntem, să spunem, la un început, dar sper să vă arătăm că obiceiurile nu au murit la comuna Bozieni. Și numele lor, al cetățenilor comunei Bozieni, vă dorim un an nou fericit, cu sănătate și cu împlinire. Mulțumim frumos! Mulțumim și noi, domnule viceprimar! Se acordă locuitorilor comunei Pâncești și domnului primar Constantin Augustin Olmanu, diploma de merit. Bună ziua, dragi romașcani! Vreau și eu din suflet, în numele locuitorilor comunei Pâncești, să vă urez acum la cumpăna dintre ani tradiționalul la mulți ani. Vă mulțumesc din suflet că ne-ați primit aici în mijlocul noastră. Mulțumesc din suflet domnului primar pentru facilitatea de a ne putea desfășura aici să vă arătăm datinele din comuna Pâncești, așa cum dăinuiesc, cred, de câteva sute de ani. Vom fi prezenți cu capra. E un alai care pe parcursul acestor sărbători se întrunește ad hoc. Deci efectiv așa cum era odată, când bucuros am fost să constat că sunt foarte mulți care au rădăcini acolo la Pâncești, pe care îi aștept acum în ziua de Revelion să fie acasă, să vadă și acolo pe plan local locul tradițional al caprei. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc ca în anul care vine să o duceți un pic mai bine, să aveți bani, să aveți de toate, mult noroc și sănătate. Ia să vedem cine este de la Pâncești, să ridicăm mâna sus! Felicitări, veți fi acasă, cu siguranță să o îmbăriți acolo pe ulițele satului. Datinile și obiceiurile pe care le promite domnul primar Holmanu și nu numai. Vă mulțumim, domnule primar. În cele ce urmează se acordă locuitorilor comunei Dolgești și domnului primar Iosif Șoican. Comuna Dolgești este prezentă astăzi la această frumoasă sărbătoare a datinilor și obiceiurilor populare cu o formație de tineri din satul Burenești, formație care poate un titlu artiști din Burenești, care în acompaniamentul și în ritmul orchestrei fanfare de la 10 prăjini vor vă prezenta melodii frumoase care vă vor aduce aminte de copilărie noastră, de toate acele obiceiuri care se mai păstrează și astăzi. Dragi romașcani, vă felicit pentru realizările obținute și îl felicit și pe domnul primar
și vă doresc ca anul care vine să aveți de toate sănătate, bucurie, fericire și la mulți ani tuturor. Vă invit apoi pe ritmul acestei fanfare să vă prindeți în horă, să vă bucurați de aceste momente. La mulți ani, sănătate, toate cele bune! Mulțumim, domnule primar, cu siguranță așa vom face. În cele ce urmează se acordă locuitorilor Comunei Moldoveni și domnului primar Marcel Ioan Băjoveanu, diploma de merit. Dragi romașcani, ne bucurăm din suflet că putem încă o dată să vă transmitem salutările noastre de la moldoveni. Am venit cu un grup de copii, coordonați de doamna învățătoare, doamna Bălăiță Nuța din Roman. Deci sunteți cam fiecare an minunați, ați venit să ne primiți cu colaci și voie bună. Noi vă urăm la mulți ani, sărbători cu bucurie, să vă dea Domnul tot binele din lume. Roman arată cam fiecare an excelent, dumneavoastră minunați. Primarul dumneavoastră ne-a invitat și suntem mândri că suntem aici la masa dumneavoastră. La mulți ani, cu sănătate la toată lumea. Mulțumim! Vă mulțumim și noi, domnule primar. Se acordă locuitorilor Comunei Trifești și domnului primar Dan Marian Lupu, diplomă de merit. Mulțumim, domnule primar. Din partea Comunei Trifești și a Consiliului Local, vă urez multă sănătate, bucurii, să vă bucurați de nepoți, să vă bucurați de copii și de tot ce e mai frumos în viața dumneavoastră. Să dea Dumnezeu să pășim cu dreptul în 2018, să ne aducă numai bucurii, sănătate și mulți bani la anul și la mulți ani. Vă mulțumim, domnule primar. Se acordă locuitorilor Comunei Horia și domnului primar Ioan Cristian Baciu, diplomă de merit. Înainte, domnule primar, de a vorbi, dați-mi voie, vă rog, să fac o invitație formației de la Gherăiești să fie aproape de scenă, pentru că urmează să evolueze. Formația Lunca Moldovei de la Gherăiești, haideți aici aproape, vă rog! Bună ziua, dragi romașcani! Mulțumim în primul rând domnului primar pentru că organizează acest frumos festival de datini și obiceiuri care continuă în zona noastră metropolitană. În calitate de mesager al locuitorilor Comunei Horia, vă transmit și eu la mulți ani, să dea bunul Dumnezeu să ne întâlnim și la anul sănătoși, bucuroși și cu multe rezultate pozitive. Vă felicit, domnule primar, încă o dată și vă doresc multă sănătate și spor în toate. Vă mulțumim, domnule primar. Vreau să mai fac o precizare. Acest festival Roman Metropolitan se află la cea de-a 8-a ediție și ne bucurăm că an de an numărul dumneavoastră este din ce în ce mai mare, ceea ce înseamnă că există o anumită atracție pentru aceste frumoase datini și obiceiuri care trebuie perpetuate pentru ca și copiii noștri să știe cum ne-am petrecut fiecare dintre noi copilăria noastră. La mulți ani încă o dată și în cele ce urmează vă vom lăsa în compania acestor formații și ansambluri muzicale. Mulțumim! Domnule primar, domnilor primari, vă rog să mai rămâneți un moment și dați voie lumelu Hongu ca în numele său personal, în numele tuturor celor prezenți și a celor care astăzi încă nu sunt aici, dar sunt iubitori de tradiție, de sfințire românească, să faceți de pe funcțiile pe care sunteți eforturile de a continua și ediția nouă și următoarele și de Dumnezeu ca ceea ce se întâmplă astăzi în festival aici la Roman să se întâmple și pe ulițele statului, pentru că trebuie să revigorată tradiția românească. Ea este cartea noastră de vizită către lume și nu o putem lăsa să piară oricând și oricum. Vă mulțumim, domnilor primar, și am convingerea că veți face tot ce se poate pentru ca acest lucru să se întâmple. Și acum, dacă toți suntem la două zile de finalul de an, dați-mi voie să zic așa, am poposit cinstită gazdă și o gradă la nevoastră, cu gând bun, cu veselie după cum îi dați și cu gând bun și voi bună după datina spre bună. Am adus aici alaiu, capra, urșă, cai, buhaiu, dar și vreo câțiva buni de gură să ajute la urătură. Mâna pe! Dar înainte de a începe, vreau să vă întreb pe nevoastră și pe nevoastră,
prinzi țaraiul. Hai, dați vă, că primește, primește! Și o să fie o gazdă aleasă așa cum la Roman. În comunele de aici și în celelalte se întâmplă, pentru că românul trăiește, simte cu adevărat atunci când este cu picioarele înfipte în glia din care își soarbe, soarbe existența, și acolo unde cei care s-au dus pentru ca acest teritoriu să fie numai și numai românesc, să simtă și ei că noi, urmașii, suntem purtători de tradiție, de istorie, de limbă română, și trebuie să facem astfel, spun încă o dată, încât și cei din față, mititei, să simtă că România este o țară a lor și doar a lor. Vă mulțumim, oameni buni! Vă mulțumim pentru că ați venit! Vă mulțumim că v-ați adus formațiile! Aș ruga, înainte de a intra prima formație în scenă, să anunț toate formațiile participante, că trebuie să creăm un flux aici, astfel încât să nu se creeze aglomerație. Formațiile vor urca prin partea mea dreaptă, partea stângă a domniilor voastre, și vor coborâ pe acolo. Formațiile care știu că urmează să intre în scenă, să fie aici prezente, să li se instaleze microfoane, să fie astfel încât audiția pe care dumneavoastră trebuie să o percepe să fie de calitate. Nici n-are cum fi altfel, pentru că firma Global Stage, firma din impresariat artistic de scenă și lumini, oferă an de an aici la Roman tot ce au mai bun în materie de specialitate. Și lor trebuie să le mulțumim, pentru că altfel ce ne-am face dacă am vorbi, dacă am cânta, am dansa și nu ne-ar auzi nimeni. Să mulțumim de asemenea televiziunilor prezente, pentru că prin intermediul camerelor de luat vederi vom pune pe ecranul televizoarelor și dumneavoastră de acasă, de acolo, din fotonul, cu vecinii, cu prietenii, la un păhăruț de rachiu, la un păhăruț de vin fiert, să sorbim așa tot ce este românesc. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim încă o dată pentru implicarea celor care sunt în fruntea comunităților în desfășurarea acestui eveniment. Au mai sosit între timp și o să dăm diplomă domnului Ion Albu de la Timișești. Domnului Costică Arteni, care conduce formația de la Roman. Domnul Costică Arteni, hai aici pe scenă și mai avem. De la Icușești, pentru domnul Bebe Todireanu. Pentru domnul Bebe Todireanu. Și de la... de la Icușei, da, pentru domnul Săbărel Roșu, am văzut-o pe doamna Antal pe aici și o rog să urce să ia diploma pentru comunitatea pe care... Haideți, doamna, aici pe scenă, vă rog! Așadar, se acordă locuitorilor comunei Icușești și domnului primar Săvărel Vanea Roșu o diplomă de merit. Vă rugăm să-i transmiteți salutările noastre și dacă ne dați câteva cuvinte din partea domniei noastre. Din partea primăriei comunei Icușești, împreună cu domnul primar Săvărel Vanea Roșu, vă transmitem un călduros la mulți ani, sărbători fericite! Privind-o pe doamna Antal, și vă rog să o vedeți și dumneavoastră, așa o aduc mai în fața scenei, haideți aici, vreau să vă spun așa, oameni buni, nu știu dacă este spectacol folcloric, dacă este vreun eveniment legat de tradițiile și folclorul românesc, la care domnia sa să nu fie parte, dacă, bineînțeles, are drept informație faptul că evenimentul se petrece. Ne-am întâlnit și la Iași, și la Bacău, și la Vaslui, și tot, peste tot, pe acolo, pe unde să petrece evenimente frumoase. Este o mare admiratoare de folclor și tradiție. Mulțumim, doamnă Anta! Urmează să urce în scenă, așa cum spuneam, formația Lunca Moldovei din Gherăiești, care vor prezenta capra, căiuții și o suită de dansuri. Să-i aplaudăm! Cine este de la Gherăiești? Ia să ridice mâna sus!
Unii sunt, alții nu sunt, dar important este că toți aplaudă. Urmează formația, să se pregătească formația de la Vălei. Deci după Ghereiești urmează formația de la Vălei. Și apoi formația de la Bozieni. Dar pe florile lui el,
pace, iar raiul spre slava sa. Dar pe florile lumine, peste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut trunchul sfânt. Dar pe florile lumine, peste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut trunchul sfânt. Yeah.
a fost evoluția formației din Gherei, ansamblul Lunca Moldovei, adus în scenă de domnul primar Pavel Bereșoaie. Sunt convins că v-a plăcut, pentru că am văzut, nu numai aici, cât și mai că la mijloc și mai încolo, oameni care băteau ritmul așa cu piciorul și mai care fi încins aici o horă și o surbă, dacă spațiul ar fi permis. Și vă mai spun ceva, văd aici un cetățean cu ochelarii de ochi, cu șapca tras așa, și l-am remarcat pe cel care mi-a fost coleg de bancă ani buni în școlile primare, dar care școli primare, că atunci când era să ne ia într-a doua ne-a luat militar. Îl văd aici cu nepoții, cu soția, cu vecinii, cu ale lui cunoștințe, veniți la fel ca și dumneavoastră să urmărească cea de-a 8-a ediție a Festivalului de datini și obiceiuri Roman Metropolitan. Dați-mi voie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să vă fac un anunț pe care l-am primit și eu de la domnul Cristian Fogel, de la televiziunea Roman 24 Online, care spune așa că acest festival poate fi urmărit în direct și în totalitate pe Facebook, pe adresa Roman 24 Online. Așa, dar puteți, prin intermediul mijloacelor mass media, să transmiteți celor aflați la cine știe ce distanță față de pământul românesc, să transmiteți faptul că pot urmări ce se întâmplă frumos astăzi aici la Roman. Vă mulțumim! Continuăm așadar cu formația de la Văleni, adusă în scenă de către domnul primar Gheorghe Murariu, care aduce caii și capra. Și iată o altă coincidență, un pulsărescu Constantin conduce caii și capra la Roman în festival pentru dumneavoastră. Thank you.
Ce-ai făcut? Ai roșu în gât? Avem un doctoraș? Bună ziua, băi, ciobit! Bună ziua, domn doctor! Ce-o făc în tabra? Bă, mi-a picat la fumă, nu știu ce-o făc. Și tu? Îmi fac o injecție! Bă, o injecție, fă-i! Aoleu, mai tare mi-a îmbolnăvit-o! Hai, copiții, ce vrei? Vreau speclă? Vreau roșie? Vreau fetiță? Bună ziua, șgărăie! Atrasă, de vânzare! La cât ceri pe ea, mă? 2500! Ai, dar vei toată mâncarea de la COVID! Ruși, vezi tu! Are lapte! Are toate! Ați dat un pitigoi cu lapte și o vrea bea ta, ca să fie bafta ta! Bun și așa! De la mulți! Să! Bă, asta mă moare toți copiii, mă! Ia-o ușor! Hai, cucut, hai! Ușor! Hai! Hai, ce faci? O iei sau nu iei? Da, dragă, știu tu băia, bătați că știu bata ta. Supărată! Roata plăcăi! Păi
noi pe oraș am mai ora, dar ne com întârzia și pământul o îngheța și nu mai putea ara. Noi am merit, a ieșit la arat pe deal la Mușel, pe pământul ușurel și nu se ține de fier. Toată ziua am roat, iar spre seara am semănat. Grâu mărunt și grâu de vară, de a Domnul să răsară până-n seară. Iar când lucrul a sfârșit, iată mării s-a stârnit un vânt mare pe pământ și păi munte după vânt. Pământul de-a răcorit, sămânța de-a îngolțit. Roata să căi! La o lună și o săptămână, Traian dimineață se zbună, pe o negri se spălă, la icoane se chină. S-a dus să vadă, de-a dat Dumnezeu roadă. Grâu rena înalt și frumos, cum e fața lui Hristos. El acasă se înturnă și la nevastă strică. Măi, pifeie, măi, pifeie, grâul nostru a să fie. Dași bărbații blasamati, grâul nostru are fati. Tutii și vă nouă să șerele mărunțării, pentru fetii tinerenii și nevesti ochișării. Roata plecăi! S-a strâns bine și vecine, toți bine și vecinii, vreo trei babii bătrânii și-și rânduia la pâinii. Și pe toți i-a dus și în lanea pus, la lucru pământului, în bătaia vântului. Ei cu stânga apucau, iar cu dreapta să cereau, și prin lan înăitau, se păreau că notau. Apoi trei mari se ridicau, și la soare se recuscau. Rătă să căi! Și-n gași ei că mergeau, nouă iepele aduceau, de par iute că le lega, iepele mereu fugeau, de par punea iute ajungea, grâul de se trăiera. Apoi carele încărcau și la moară se duceau. Ia mai de lasă căi! La o moară la Dulcești, că mașină cât gândești, iar oasa cea de moară, când văzu atâtea cară, încărcate cu povară, o lua la lunca mare, la cea lungă de scăpare, lunca mare frunză n-are, lunca mică frunză chică, stai Domnule și-o ridică, iar moralul meu ștergun, zări moara din cătun, și-și lua cu ușor picos, și-mi învârșea pe dos, și mă lăs jos că și sunt cu pătrită râsă, și tutu prunșul na-na-na, moara sta și se uita, până mâna pe ea punea, și da cu ciocanul șele, că așeză pe măsere, și da cu ciocanul strină, că așeză pe făină, și turnă deasupra-n croș, grâu mărunt din ăla roș, grâu se ducea sub piatră, de sub piatră încovată, curgea făină curată. Traian mult se bucura, deci ială morida, și acasă se-nturnă, ia mâine noastră căi! Iar mândra jupâneasă auzea tocmai din casă cârțuitul carelor, iuitul căcăilor, și că mare se ducea și-n cuii mi-a legea. Sită mare și cam deasă, tot din firme de mătase, și cernea mării cernea, apoi mama plămădea și lăsa până dorpea. Apoi colagiul vârtea, de lopată mi-curca și cu core arunca. Apoi iarăși cu lopata îi scotea lume și gata, și împărța vreo trei la copiii iniței, și mai împărța vreo cinci la plăcăi cei copii. Ia mai de la plăcăi! Cum a dat Dumnezeu an, roadă bună lui Traian, așa să vă dea și vouă, să vă fie masa masă, să vă fie casa casă, tot cu mesele întinse și cu luminele aprinse, hopuri, hopuri, hopurele, la mulți ani cu floricele, hopuri, hopuri, hopurate, la mulți ani cu sănătate. Opriți plugul, mai plăcăi, și strigați cu toții!